Te confrunți des cu stări de nervozitate? Nu reușești să te odihnești bine și simți că te trezești dimineața mai obosit decât erai când te-ai culcat? Trebuie să afli și tu care este planta de apartament care te scapă de stres. Specialiștii îți recomandă să ții câte una în fiecare cameră din locuința ta. Ai de unde să alegi. Există peste 300 de specii. Dacă ești un fan al plantelor de apartament, fără îndoială ești la curent cu beneficiile pe care le pot avea asupra organismului uman. Unele flori joacă roluri cu adevărat vindecătoare, curățând aerul din încăperile în care sunt așezate. Un astfel de exemplu este aloe vera, o plantă care te poate ajuta să scapi și de stările de nervozitate. Dacă treci prin numeroase perioade stresante, ai probleme cu insomniile sau nu reușești să te odihnești corespunzător, aloe vera este planta de apartament pe care trebuie să o cumperi cât mai repede. Specialiștii îți recomandă să așezi câte una în fiecare încăpere în care îți petreci timpul. Nu trebuie să arate toate la fel. Există peste 300 de specii de aloe vera, dintre care poți să alegi planta suculentă, are frunze cărnoase în formă de lance, care conțin un gel calmant. Majoritatea gospodinelor îl folosesc pentru a trata arsurile solare și alte iritații de la nivelul pielii. Ce nu știai probabil despre această plantă este că poate îmbunătăți inclusiv memoria. Așadar, dacă te confrunți cu mult stres sau treci printr-o perioadă nu foarte calmă, poți să pui o plantă de aloe vera în camera în care te odihnești. Îți va influența semnificativ starea, spun specialiștii. Ai grijă totuși în cazul în care ai copii mici sau animale de companie, odată ingerat în velișul exterior al frunzelor, conduce la apariția de intoxicații. Spre deosebire de alte flori, aloe vera nu are nevoie de lumină naturală directă pentru a se dezvolta frumos. O poți așeza pe un pervaz de la fereastră sau într-o zonă din dormitorul tău, în care să nu fie umbră, dar nici soare direct. Razele directe de lumină pot să conducă la arsuri la nivelul frunzelor plantei. Aloe vera este o plantă care poate crește și în condiții de aer uscat. Nu are nevoie de umiditate suplimentară pentru a se dezvolta. În plus, îi priește foarte bine solul sărac în nutrienți, relatează playtech.ro.